Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite. În acest video vom face ceva un pic mai diferit și vom discuta despre o chestie destul de interesantă. Poate și voi ați auzit despre YouTube Rewind. Ei bine, pentru cei care nu știți, YouTube Rewind este un video postat oficial de cei de la YouTube în care invită mai mulți YouTuberi importanți, în ghilimele să zicem, din acel an, din anul respectiv, pentru că se face chestia asta în fiecare an, iar YouTuberii respectiv participă la diverse acțiuni și practic se reamintește ce a realizat fiecare în anul respectiv și așa mai departe. Nici nu știu exact de cât timp se face acest YouTube Rewind, dar YouTube Rewind a început să primească destul hate încă de anul trecut, când PewDiePie nu a apărut în el și a fost toată treaba aia cu PewDiePie și Fiverr. Pentru cei care nu știți toată treaba, puteți să căutați pe Google sau pe YouTube și veți găsi imediat ce s-a întâmplat. Însă anul acesta YouTube Rewind stabilește un nou record pe YouTube și anume este cel mai neapreciat videoclip de pe YouTube. Are cele mai multe dislike-uri din istoria YouTube, are 10 milioane de dislike-uri. E bine, motivele sunt multe. Unul dintre motive ar fi că PewDiePie nu a apărut în acest Rewind nici de această dată, fără motiv, aș zice eu, pentru că PewDiePie a fost un băiat foarte cuminte anul acesta, adică nu a făcut nimic ieșit din comun încât să supere cumva comunitatea YouTube și așa mai departe, dar aparent cei de la YouTube au decis să nu-l introducă în acest YouTube Rewind. Nu o să reacționez în acest video la YouTube Rewind pentru că nu vreau să am probleme cu strike sau ceva copyright, probleme de genul acesta, chiar nu vreau. Mâine scăpăm și noi de strike și o să începem să facem din live-uri, tocmai de asta vreau să fiu cât mai cu minte și să nu fac probleme de genul acesta. Dar revenind la ideea noastră, ideea este că după cum am zis, unul dintre motive ar fi că PewDiePie nu a apărut în acest Rewind nici de această dată, la fel ca anul trecut, și de asemenea au fost introduși foarte mulți YouTuberi de care nimeni nu știa absolut nimic, mulți YouTuberi anonimi. Bine, în ghilimele anonimi pentru că oricum majoritatea au peste 1 milion de abonați, dar pentru faptul că acest Rewind este vizionat din întreaga lume, vă dați seama că mulți YouTuberi nu sunt cunoscuți, chiar dacă au 1 milion de abonați. Adică dacă ești YouTuber care faci content în engleză, avea 1 milion de abonați ca și cum ai avea, nu știu, cred că 50.000 în România, sau hai să zic 100.000 în România, ca să nu fie chiar așa, dar cam așa este. Deci, cu siguranță că și în România sunt multe canale cu 100.000 de abonați pe care eu nu le știu. Exact așa și este cu canalele în engleză care fac videoclipuri și au peste 1 milion de abonați, adică în perspectiva globală nu sunt așa mulți abonați, 1 milion de abonați. Deci asta ar fi un alt motiv și o altă chestie e că au promovat cam mult Fortnite-ul în acest YouTube Rewind, ceea ce a fost foarte ciudat și de asta a primit și foarte, foarte mult hate. Justin Bieber avea o melodie care avea foarte multe dislike-uri, era cel mai neapreciat video de pe YouTube, însă YouTube Rewind 2018 a reușit să-l depășească. Vreau să-mi spuneți acolo și voi în rubrica de comentarii ce părere aveți despre această chestie. O să vă las acolo un link în descriere cu YouTube Rewind 2018, dar oricum cred că majoritatea l-ați văzut, dar o să fie acolo un link dacă sunteți interesați. Deci nu uitați să lăsați acolo părerea voastră în rubrica de comentarii, nu uitați băieți că ne vom revedea mâine sau poimâine la un live stream pe YouTube, abia aștept și eu. Ne auzim atunci, nu uitați să dați un like la acest video și până data viitoare eu vă zic la revedere!